Foamea face victime în Petroșani. Un bărbat de aproximativ 30 de ani a fost prins sub o placă imensă de beton, în timp ce încerca să sape după fier vechi. Incidentul a avut loc marți, la orele prânzului, în zona fostului depozit de mobilă din colonia Petroșani. La fața locului s-au deplasat medicii de la salvare, un echipaj al poliției și unul de la descarcerare. Timp de ore bune, omul a stat imobilizat sub placa de beton care l-a prins până la jumătate și a strivit picioarele. Imediat după producerea incidentului, o echipă de la primăria din Petroșani a adus un ciocan pneumatic cu care a încercat să spargă placa și să scoată omul de sub dărâmături. Acest loc este frecventat de oamenii săraci care zilnic își riscă viața printre ruine pentru o pâine. Ei sparg bucată cu bucată zidurile groase, fără să țină cont că pereții și tavanele îi pot ucide. Construcțiile aparțin unui proprietar particular și nimeni nu a reușit până acum să obțină aviz pentru demolarea lor.